Vrem să prezentăm lotul echipei de basket CSU Alba Iulia, atât staful tehnic, cât și o parte din prietenii echipei, cei care țin echipa noastră și pe care, bineînțeles, că îi cunoaște și de asemenea știți că sunt și prieteni ai sportului, nu numai a echipei de basket, ci a universității noastre. Ce vreau să vă spun, nu o să mă întind foarte mult, o să-i las pe cei care sunt direct implicați în acest fenomen, conducerea echipei, conducerea tehnică a echipei, cei nou cooptați în stafful echipei noastre și, bineînțeles, cei care ne susțin cu ce este mai sensibil cu partea financiară această frumoasă echipă. Eu vreau doar să prezint și să spun câteva lucruri, cu cine vom merge, cu cine pornim la drum și unde suntem angrenați în acest an. Deci, în primul rând, conducerea tehnică a echipei, din punct de vedere al antrenorilor, nu a suferit nicio modificare față de anul trecut. A rămas tot în formula Miroslav Popov, George Lâncăjan. Mă bucur că există stabilitate pe banca tehnică, iar ca și director sportiv al echipei noastre, l-am recooptat, ca să spun așa, revenit printre noi, domnul profesor Marcu, un iubitor al basketului, unul dintre cei care a făcut performanță la nivel de junior și nu numai, chiar și cu echipa universității, fiind antrenor la aceste echipe în urmă cu câțiva ani, care va avea atribuții bine stabilite în cadrul echipei noastre. De asemenea, Bogdan Duma, care este președintele Consiliului de Administrație al Clubului CSU Universitatea Alba Iulia și e cel care zi de zi rezolvă și este aproape de ceea ce înseamnă echipa de basket în totalitate. Din punct de vedere al părții de imagine a echipei, vom colabora în continuare pentru editarea binecunoscutei reviste a echipei de basket prezente la fiecare meci cu domnul Sorin Stanciu. Vom avea aceeași colaborare și în continuare. Și, bineînțeles, absolut toți cei care vor să vină cu noi, care vor să ne promoveze, care vor să promoveze basketul în Alba Iulia, sunt bine așteptați la sala de sport și suntem deschiși oricărei colaborări. Din punct de vedere competițional, echipa noastră este prima echipă din istoria județului care va evolua într-o competiție europeană și acest lucru nu poate decât să ne bucure și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor celor care ne-au susținut anul trecut și ne-au încurajat și la finalul sezonului și-au reconsiderat poziția vis-a-vis de echipă spunând că ne vor susține și în continuare. Mulțumesc pe această cale și domnului președinte Dumitrel care a fost alături de noi la acest proiect foarte frumos, spun eu, legat de basket, bineînțeles, sunt și alte proiecte sportive foarte frumoase susținute de Consiliul Județean Alba, în județul Alba. De asemenea, în campionatul și Cupa României, unde anul trecut, competițional, performanțele au fost notabile, echipa a jucat finala Cupei României, s-a calificat în semifinalele campionatului național. Performanțe, cele mai mari performanțe pentru echipa din Alba Iulia. Atât am vrut doar eu să vă spun. O să rog în continuare pe domnul președinte Ioan Dumitrel să ne spună și dânsul câteva lucruri, după care o să fac eu pe moderatorul conferinței de presă și pe rând toți cei din staful tehnic, domnul Popov, domnul Duma, domnul Achim, care a fost inițiatorul acestui proiect în urmă cu vreo 2-3 ani de zile în urmă și proiectul merge mai departe și cu sprijinul dânsului să ne spună câteva cuvinte. Domnule președinte, eu ca și spectator, sper ca și susținător al echipei, sper ca rezultatele din anul competițional 2013-2014 să fie peste cele de anul trecut. Noi, administrația locală județeană, vom fi continuare alături de echipă și sunt convins că și ceilalți care ne-au sprijinit și mă refer la nivel de afaceri din județul Alba, își vor face datoria pentru ca rezultatele echipei prin sprijinul material și financiar să fie cel pe care ne dorim cu toți. Eu am încredere în echipă, arată bine, foarte bine echipa, sunt convins că rezultatele vor fi pe măsură. Da. Mulțumesc domnului președinte Dumitrel și vreau să spun încă o dată că tot ceea ce a promis vis-a-vis de echipă s-a ținut de cuvânt 100% și ceea ce a fost iarăși foarte important a fost și promptitudinea. Dacă a spus azi, dacă a spus mâine, a fost azi, a fost mâine.
Și mulțumesc încă o dată pe această cale. Sunt sigur că vă colabora și va fi foarte bine și, și în acest an. O să iau așa, unul din stânga, unul din dreapta. O să rog acum pe domnul Popov să ne spună câteva lucruri și fiecare spun câteva lucruri, iar la final o să, o să puneți dumneavoastră întrebări. Okay, I want to regard everybody and to say that this year we have a really new team, 7 new players and 3 young players from the juniors. I hope that we can be what they thinking to be, everybody on the field thinking that we can do something like 2 finals, you know. I hope that we start on time, we start to practice before everybody else in this country. One reason is to know each other better and to have a time to prepare, for the results. We have 3 competitions this year and it will be very tough, but I hope that our team is good and will be better day by day. And also I want to tell you that we have 1 tournament from tomorrow, because we cannot play friendly games in Romania this time, because nobody started to practice it, only we. We have in 4 days, next 4 days, 5 games, and after these 5 games, we know what we must to do the next time. And I hope everything going in the right way, and ambition mine and the club's is to be the best what we can do this year. It's, for me it's important. You know, Arad is a championship of the champion of Romania. They make a good team probably. Sfântu Gheorghe make a good team. We have good team. It will be a struggle between 3 teams, maybe 4th team. But I will tell you, I want to tell you that the other teams could be dangerous at their court. Also Alexandria, I don't know, maybe 1 more, Satu Mare, who knows. But we will take this job seriously and I hope that we are going in the right way.